Prieteni, îl avem pe Pinte aici și pe Cuscru, pe Tomiță. Salutare, Tomiță! Salut, salut! Uite și pe Pintea și o avem aici și pe Olga, care face pregătiri. Ia filmează, Manole, cum face pregătirile. Ia să vedem ce să facă pregătirile. Ia uitați ce pește a făcut. Ia uitați ce pește a băgat și mărară. Ne arată la pește. Cum marinată de pește. Cum marinată de pește? Ia uite. Deci peștele se cheamă de marinată iute. De pește. Se mănâncă așa? Da. Serios? Da. Ia dă și eu unul așa. Ia filmează, Manole. Nefit. Așa se mănâncă. Da. Uite. Și că peștele se mănâncă așa. Acum să pune și ardei din asta. Păi da, dar nu prea e bun, că n-are oțet în el. Păi nu ai voie cu oțetul. Nu pot să-l mănânc. De ce? Că vrei cu oțet? Are și mațele în el, trebuia spart și mațele, mațele date afară, așa Doamne! Așa se mănâncă ăsta. Doamne, ia uitați! E hamsi, hamsi! Nu e hamsi! Nu e hamsi, era hamsi, dar cu mațele în el care se frige pe grătar. Păi se frige cu tot. Nu se mănâncă, ia arată pe ea cât de proastă e, ia uite-te. Ia uite, acum se bagă așa, ia uite, cu ăsta. Se bagă așa și mațele din el. Pa așa se mănâncă asta. Pa așa se mănâncă, dar nu. Băi, am zi, uite-te și tu, uite. Trebuie frit. I-am zi. Bă, zi tu, Pinta. Bă, trebuie frit. Ia mănâncă și tu unul. Ia mănâncă unul. Ia mănâncă. Dar să pună mărar întâi. Ia mănâncă și tu. Nu se pune. De ce ai făcut tu cu mați? Cine a mai văzut să mănânci pește cu tot cu mați? Tu să nu mănânci, Pintea, că nu-ți dau. Că tu nu trebuie să mănânci, că nu ești cu minte. Are șervețele. Dacă nu ești cu minte, nu-ți mai dau, gata. Are șervețele. Doamne, uite-te ce a făcut, ce a făcut Olga. Ești cu minte, iau gustă și tu, Pintea. Nu mănânc eu, da. De ce? Ia tu, Pintea. Dacă nu mănâncă de la tine băiatul tău care l-ai făcut, Pintea al tău, nu mănâncă. Nu pot să mănânc, nu. E bun? E salată. Hai, ia, mănâncă-l tot, să vedem, îl mănânci? Băi, salată de am zi. Dar tu acum, ca să zici că e bun, îl mănânci tot, uite mațele din el, vezi? Serios, uite mațele, vezi? Bă, păi nu așa, mănâncă, așa să mănâncă. Așa să mănâncă și mai trebuie preparat din el. Voi așa credeți că se face? Da, și merge cu mațe? Păi e vorba că mațele în el, cum să mănânci peștele așa? Cum să mănânci peștele așa? Păi cum se mănâncă? Uite, te vede toată țara, cum faci tu, dacă se mănâncă peștele așa. Cum se mănâncă? Rețeta de calamele astea, de acolo, mai. Rețeta asta numai eu prepar, cu tu crezi că lumea știe? De rețeta asta numai eu prepară, care da. Se mănâncă mațele, pardon, peștele cu tot cu mațe. Nu, i-am zis care se mănâncă cu totul, da? Ia uite, și să pune și ăștia, uite-te. Ia uite, să pune și ardei și ăștia. Așa. Ce apă ai pus? Jamărul, Alina. Usturoi. E secretul meu rețeta. Ia, spune-ne și nouă rețeta. Nu vreau să spun. Spune rețeta să audă și fanii tăi. Nu. Ca să... Nu, fanii mei, dacă vrea să, nu, să le fac rețeta, să vină încolo. Să le prepar și să gustă. Cum ia, să prepar și să gustă? Să vină să gustă. Așa? Da. Așa, dar cum? Da. E cu tot cu mațe? Da. Ia uite așa să mănânc. Hai, mănâncă-l tot, mănâncă-l tot acum, ca să vomit. Doamne, cer scuze. Cu tot cu mațe. Ai făcut rețeta ta țigănească? Da, ia uite. Așa. Și acolo, în ligheanul ăla, ce e acolo? Că nu văd. Ia uite, aici trebuie. Aia știu eu, da. Să prepar pastrama de oaie. A, aici pastrama de oaie, iar de ce mâncați voi numai pastrama de oaie? De asta îl punem la grătar, nu să mănâncă ăsta, crapul ăsta. Se pune la grătar cum da, adică? Să cureți grătarul cu el, nu să mâncăm. Da. Sau am crezut că mie mi-ai pregătit uite asta. Uite nu, asta grătar. A, da. Asta e. Asta pentru mine? Da, și ai de picat. Picat de oaie la grătar. Am înțeles, dar peștele e cel mai tare. Uite, peștele, da. Peștele cu mațe, cu și ciuperci, dar trebuie să fac preparatul la ciuperci. Și aici ardei, cum le faci? Cu vinete? Cu... Da, la cuptor. Le faci la cuptor? Da, să la... Da, uite albinele pe carne. Pa și albin. Ia uite, a venit și albina mare a noastră. A venit? Da. Cum a venit și albina? Da, cu după peștele ăla eu vreau să beau și o bere. Hai, bea o bere. Dar nu se bea bere după pești. Hai.
Noroc, sănătate. Să-i ajută Dumnezeu lui Pintea să facă miliarde de bani, mulți galbeni. Ale, anii și Domiță și ție, la toată lumea. Să fii sănătoasă. Să fac bani mulți, sănătate și fericire. Doamne ajută. Și la toți fanii noștri și la toți prietenii și la toate cunoștințele. La mulți ani. Și nu, și nu inviți pe ei la un pește data viitoare? Da, să stabilim o dată la un pește cu mațe în el? Nu e cu mațe, ia zi, nu mai înțelegi o dată. Cum nu e? Hai, la mulți ani. La mulți ani, să fii sănătoasă, Doamne ajută. Mulțumim. Dar ce-mi vine să beau bine după peștele. Deci nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Leo de la Strehaia, să dați un like și un share.